Țigările electronice ar urma să fie interzise în spațiile publice închise, la fel ca cele clasice. Un proiect de lege în acest sens a ajuns recent pe masa senatorilor. Inițiatorii proiectului de lege vor ca țigările electronice și produsele cu tutun încălzit să facă parte din aceeași categorie ca și țigările clasice, astfel încât fumătorii să nu le mai poată folosi în spațiile publice închise. Aceasta nu este singura prevedere a proiectului de lege. Acesta mai include o propunere pentru ca vânzătorii să le poată cere clienților actele de identitate, astfel încât să verifice dacă aceștia sunt sau nu majori. De asemenea, o directivă a Uniunii Europene ce a intrat în vigoare la finalul anului trecut cere ca produsele cu tutun încălzit să nu mai facă excepție de la interdicția introducerii aromelor și nici de la obligația de a avea mesaje de avertizare pe ambalaje. Noile norme vor deveni pe deplin aplicabile începând cu 23 octombrie 2023, după încheierea unei perioade de tranziție de 3 luni în care să poată fi epuizat stocul existent de produse din tutun încălzit aromatizate. Relatează playtech.ro.